Afirmația jurnalistului Cosmin Pigui, care a declarat în exclusivitate pentru TV Sud că s-au pus sume de bani în joc pentru o campanie de presă împotriva șefului IPJ Gorj, a luat amploare. Florin Vâlnei, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Poliție, SEDLEX, a dezvăluit faptul că nu doar oamenii de afaceri ar face orice pentru demiterea lui Caragea, ci și câțiva subordonați de-ai săi. Bomba a fost aruncată după ce lui Vâlnei i s-a reproșat că s-ar fi ocupat de această campanie murdară. Mihai Râmescu, cum am spus, un om de afaceri foarte respectat, știe foarte bine că în toamnă domnul Vâlnei, marele lider de sindicat, a venit la Gorj, a adunat 20 de polițiști, a adunat banii de la ei ca să-mi dea pe Caragea ziarul Puterea. Sunt probe scrise, mărturii ale acelor polițiști că au dat bani și fiecare din polițiști care a participat câți bani a dat. De ce vor să schimbe pe Caragea? Imediat a apărut și reacția președintelui Federației Naționale a Sindicatelor din Poliție, SEDLEX. Avem și un drept la replică de la colegul noastră din celălalt sindicat al polițiștilor, domnul Vârnei, despre dânsul, a spus ceva mai devreme, un jurnalist din Gorj care ar fi strâns bani să scrie de rău despre șeful IGP, domnul Caragea, în ziarul Puterea. Ne-a trimis ca drept la replică că nu el a strâns banii respectiv, ci un alt polițist, polițistul Tănase. Deci, cu alte cuvinte, domnul Vâneni ne-a dat, mă rog, a confirmat informația jurnalistului în sensul în care cineva din zona polițiștilor a strâns bani. Florin Vâlnei a afirmat și astăzi, în exclusivitate pentru TV Sud, că este adevărat că are informații că s-au strâns bani pentru demiterea lui Caragea, însă a precizat că el nu este implicat în campania de presă. S-a făcut o afirmație din partea domnului Pigui Ionuț și vreau să vă transmit că nu o să-l las problema așa, o să-l dau în judecată pentru calomnia care mi-a fost adusă, pentru că nu m-am ocupat niciodată cu așa ceva. Au fost niște polițiști cercetați disciplinar la nivelul IGPR-ului pentru acele presupuse abateri de natură disciplinară sau, mă rog, penală, prin care s-au dat în gât unii pe alții că, da, domnule, a venit cu tărică, au strâns bani și ca să meargă să dea nu știu ce materiale în presă despre domnul Caragea. Eu nu cunosc cine sunt persoanele cu exactitate, dar știu că au fost cercetați mai mulți polițiști pentru aspectul ăsta. Acesta a mai spus și că s-au confirmat aceste aspecte în urma cercetărilor. Dar dumneavoastră ați dat un nume, a spus că nu eu, Tănase. Da, da, da. Este, a fost cercetat disciplinar pentru aspectele respective. Și aveți dovezi că a strâns? Cunosc din dosarul de cercetare disciplinară și a fost și sancționat disciplinar prin retrogradarea în funcție. Polițistul Tănase, indicat de președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Poliție, SEDLEX, a fost angajat până în iulie anul trecut la Inspectoratul de Poliție Gorj, iar acum lucrează la Craiova. Acesta îl contrazice pe Vâlnei și susține că a fost cercetat pentru defăimare de către procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, însă a precizat că este nevinovat. Eu am fost cercetat penal și am rezoluție de neîncepere a urmăririi penale pentru acest aspect. Am rezoluție de neîncepere a urmăririi penale pe fapta nu există. După ce s-a pronunțat parchetul Curții de Apel Craiova, am fost verificat și de către IGPR și la fel aceste aspecte nu s-au confirmat. Deci am și de acolo, am fost cercetat și de IGPR acum 2 luni de zile, a fost un consiliu de disciplină și aceste capete, pentru mai multe capete acuzare, și acestea au căzut. Mai există însă un alt om al legii, Cristian Bordea, care susține contrariul. N-a dat bani, dar declară că i s-au cerut diverse sume de bani în toamna anului trecut, indicându-l chiar pe Nicu Tănase. Mi s-a propus și mie și am zis că nu se face așa ceva, dar asta e mai de mult, nu. Adică vi s-a propus să dați bani pentru a plăti articole? Da, da. Mi-a spus domnul Leuștean, care nici el n-a fost de acord să-i dea, s-au dus banii din Tănase la Leuștean și Leuștean m-a sunat pe mine când eram la țară și mi-a zis că nu-i bine să fac așa ceva, că nu se fac prostii. Păi cine v-a sugerat? Domnul Tănase. Aurel Leuștean, cel despre care Bordea susține că l-a contactat pentru a-l întreba dacă este bine să plătească articole de presă denigratoare, nu a fost de găsit pentru a comenta această situație. Soția lui a refuzat să facă declarații.